Salutare! Este 4 fără 15. Numele meu este Andreea și bine ați venit la prima colaborare de pe canalul meu. Și cu cine am ocazia să fac acest minunat prim collab? Cu nimeni alta decât Ruxandra de la 4 fără 15. Una, dacă nu, booktuberița mea preferată din România. Nu mi-aduc aminte cum am descoperit-o, dacă prima oară am văzut contul de YouTube sau contul de Instagram, dar știu că era vara lui 2020 când am văzut primul ei clip și atâta mi-a trebuit. A fost pur și simplu dragoste la prima vedere. Și cumva prin puterea story-urilor de la Instagram am ajuns să vorbim și din vorbă în vorbă i-am spus de planurile mele pentru 2021. Unul dintre ele fiind acela că vreau să citesc mai multe cărți care nu se regăsesc neapărat în zona mea de confort. Moment în care Ruxandra mi-a recomandat Poartă-ți plugul peste oasele morții și în momentul în care aceasta mi-a spus de cartea respectivă, mi-a zis să o citesc, eu am fost precum acel Vine cu Beyoncé. Și uite că mi-a plăcut. Sincer, a fost și pe gustul meu, a avut acel vibe de thriller. Eu oricum iubesc animalele și personajul principal era tot așa iubitoare de animale, voia să le salveze și eram yes. Tot din vorbă în vorbă am ajuns și la ideea de a face împreună o colaborare unde eu să-i recomand o carte și ea să-mi recomande o carte și să o citim și să filmăm experiența noastră cu cartea respectivă. Inițial eu i-am recomandat The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, deoarece este una dintre cărțile mele preferate, pur și simplu acțiunea este foarte bună, avem un plot bine definit. Cartea aceasta se concentrează pe character development decât pe plot development, dar acest lucru nu m-a deranjat. Și m-am gândit că o să-i placă și ei, dar pentru acest clip am zis să citească The Invisible Life of Adi LaRue. Nu pentru că este mai bună decât The Seven Husbands, dar trebuia să dea comandă de cartea respectivă și ar fi ajuns mult prea târziu. Așa că ea o să citească acum The Invisible Life of Adi LaRue, iar eu o să citesc Lupul de stepă de Hermann Hesse. Sper că am pronunțat bine. Nu știu multe despre ea, nici nu vreau să știu multe lucruri despre ea, pur și simplu vreau să intru în poveste, vreau să văd care este experiența mea, vreau să fiu surprinsă. Mi-am făcut și o listă pe care vreau să o îndeplinesc. În primul rând o să mergem la o cafenea unde o să bem o cafea foarte bună și o să ne bucurăm de lectură. În al doilea rând o să ne plimbăm prin oraș deoarece chiar Ruxandra ne încurajează să ieșim, să luăm o gură de aer curat, să facem mișcare, așa că fix asta o să facem. O să avem un spa day și o să stăm fără social media timp de 3 ore. Am impresia că am ajuns în punctul în care nu pot să mă despart de social media și nu este ok. Acestea fiind zise, este timpul să ne începem ziua. Dar uite cine și înfrige temerea de a vorbi în public. Sunt acum la o cafenea, am mâncat cel mai bun cheesecake in a long time. Mă bucur de vreme, chit că e rece și chit că am nas un pic roșu. Vorbesc un pic mai tare deoarece s-a nimerit să mă pun fix lângă boxă, dar nu este o problemă, mă bucur de vibe, n-am mai citit de mult la o cafenea, nu m-am mai bucurat de mult de ideea asta, de vreme. Deci este, în momentul de față eu sunt fericită. Am zis să fac și un update. Sunt la pagina 56 din Lupul de stepă și pot să zic că momentan am cunoscut două personaje. Editorul care a găsit jurnalul cu semnările lui Harry Heller și Harry Heller care nu a știut foarte bine să-și ascundă jurnalul. Lăsând gluma la o parte, Harry este un personaj de 50 de ani care, din punctul meu de vedere, trece printr-o criză existențială, pur și simplu își găsește locul în lume.
Asta din ceea ce am înțeles eu, acum nu știu dacă am dreptate sau nu. El chiar într-o zi în care se plimba găsește un tratat, acest tratat despre lupul de stepă și, culmea, acest tratat vorbește despre a fost odată un anume Harry. Și nu-mi dau seama dacă Harry citește despre el sau e un alt personaj Harry sau altceva. Dar da, momentan îmi place, sunt curioasă de ce o să se întâmple și sunt curioasă de direcția în care merge povestea, pentru că momentan, din punctul meu de vedere, sunt cam dark, dar lăsând asta la o parte, zic să continuăm. Hei, sunt la pagina 100 și am câteva lucruri de zis, nu neapărat despre poveste, cât despre formatul cărții. Nu mă înțelegeți greșit, îmi place cum este scrisă, chiar e scrisă și tradusă foarte frumos. Problema este formatul, cum este pusă în pagină. Nu știu cum să explic, dar eu sunt genul de persoană care atunci când citește o carte îmi impun, spre exemplu, un anumit număr de pagini sau un anumit număr de capitole. Spre exemplu, eu trebuie neapărat, bine, nu neapărat, dar am făcut asta atât de des și fac asta de când mă știu și oarecum în creierul meu s-a setat lucrul ăsta și dacă nu îl îndeplinesc, oarecum nu mă simt eu bine. Spre exemplu, eu trebuie neapărat să termin capitolul sau dacă îmi impun un număr de 100 de pagini pe zi, eu trebuie neapărat să depășesc acel număr de 100 de pagini. În condițiile în care citesc și capitolul se termină la pagina 99, eu mai citesc un capitol ca să depășesc numărul ăla, 100. Și oarecum e o problemă, bine, nu e o problemă, dar zic că e prima oară când mă lovesc de chestia asta și oarecum sunt așa confuză și puțin am piticul ăla pe creier, deoarece lupul de stepă n-are capitole, nici măcar paragrafe care să delimiteze un pic povestea. Spre exemplu, știți când este un paragraf cu povestea, cu scris, după aia un mic paragraf gol și apoi iar un paragraf cu continuarea poveștii, ca să arate că s-a schimbat scena, ca să arate că s-a schimbat ceva. Ei, nici măcar asta nu prea avem, iar creierul meu e un pic confuz, deoarece oarecum eu simt nevoia de a vedea tranziția aia, de a merge dintr-o parte în alta, de a avea parte de o acțiune și apoi de alta. După cum vedeți, lupul de stepă nu are un început și un sfârșit, pur și simplu povestea este cursivă și da, recunosc câteodată mă pierd puțin în idei. Țin să menționez că lucrul ăsta nu mi-a din plăcerea lecturii, pur și simplu mi s-a părut un fun fact. Acum planul este de a bea cafeaua, de a mai citi câteva pagini, iar apoi este un magazin Sephora pe aici, pe la Romană, și am să merg să-mi iau o mască, deoarece următorul lucru de pe listă este de a face o plimbare, așa că o să ne plimbăm prin zonă și când ajungem acasă o să avem parte de acel spa day. Așa că ne vedem mai încolo. Hei, este 3:30 și tocmai ce am ajuns acasă. Am avut parte de o dimineață minunată. Am băut o cafea, am citit, m-am bucurat de vreme, cred că a fost puțin cam rece. După ce mi-am terminat cafea de la Tucano, chiar am fost și prin Cărturești, cel de la Romană. Inițial am mers cu ideea de a-mi cumpăra o carte nouă, dar după aia mi-am adus aminte că am în minte o idee de un videoclip. Și am zis, ok, nu cumpărăm acum cartea, o cumpărăm data viitoare, că oricum n-ar fi mare problemă în condițiile în care avem o grămadă de cărți necitite în TBR.
Dar a fost drăguț să merg în vizită. Am văzut că l-au rearanjat, chiar au făcut anumite modificări și este. Este zona aceea unde cred că poți să citești, am arătat în clipul anterior. Superbă! Deci era superbă, eram, oh my god. Dar nu știu sigur dacă poți să citești acolo, nu știu. Rămâne de văzut. După aceea am mers în Sephora ca să-mi iau acea mască de față pentru spa day-ul pe care l-am plănuit pentru astăzi. Iar mai apoi, pentru că era mult prea devreme și încă nu voiam să merg acasă, am mers la un Starbucks de la Victoriei, unde am avut ocazia să vorbesc cu Georgiana, o barista care lucra la Starbucks. În momentul în care a văzut că am o carte în mână, a intrat în vorbă cu mine și m-a întrebat ce citesc, despre ce este vorba. Am început să vorbim despre cărți, despre audiobooks, despre ce am mai citit ea. Și pentru că nu aveam voie să stau în cafenea, am invitat-o afară să stăm pe terasă, că am văzut că oricum nu era foarte aglomerat. Și am fost de acord și am stat afară și am vorbit despre muncă, despre facultate, despre cărți, despre nebunii și a fost foarte cute. Iar lucrul ăsta mi-a făcut ziua de 1000 de ori mai bună. Nu am reușit să citesc mai multe pagini, dar nu este o problemă, pentru că recuperăm. Momentan sunt la pagina 134 din Lupul de Stepă și m-am oprit aici deoarece a apărut un love interest pentru Harry, Maria, dacă nu mă înșel. Și aș minți dacă aș zice că această carte nu mă lasă cu câteva întrebări. Recunosc că oarecum mă induce puțin în eroare și o citesc mai greu deoarece, fără să-mi dau seama, mă pierd în ea și gândul meu se duce în altă parte, tot legat de ea, adică mă duce cu gândul în altă parte la o chestie care deja s-a întâmplat și apoi îmi revin din transă și observ că am citit 2 pagini și n-am reținut nimic. Așa că trebuie să recitesc scena, trebuie să-mi dau seama unde am rămas și recunosc că este o mică provocare pentru mine. Sincer, îmi doresc ca Harry să nu pună prea multă presiune pe personajul feminin, Maria, deoarece am impresia că el o să o asocieze cu salvarea lui, cu o ancoră și nu știu cum o să reacționeze Maria. Mă gândesc că în momentul în care o persoană depinde de tine sau fericirea persoanei respective depinde de tine, presiune foarte mare, e posibil să greșesc, e posibil să mă îndepărtez total de subiect, e posibil să nu fiu nici măcar aproape de ceea ce se întâmplă sau ceea ce o să se întâmple, dar din nou e un gând și pentru acest lucru trebuie să citim pentru a vedea dacă se adeverește sau nu. Acum vreau să merg să mă demachez, să fac un duș, să mănânc ceva și după aia am să fac acel spa day și apoi am să mai citesc din carte. Oficial pot să bifez și spa day-ul de pe listă. Țin să menționez că nu sunt expertă în acest tip de tratament, pur și simplu am urmărit câteva tutoriale, câteva tips and tricks de pe internet și am încercat să le aplic cât mai bine la mine acasă. Consider că nu este foarte greu de utilizat instrumentele respective, piatra de jad și rola, dar trebuie să știi foarte bine cum să le aplici, adică în ce direcție să meargă, în ce zonă să dai, ce unealtă să folosești per zonă. Dar pot să zic că a fost foarte relaxant, pielea mea se simte foarte bine, e așa netedă, curățică, se simte foarte mișto. Plănuiesc să citesc timp de 3 ore, încerc, nu promit, dar știu sigur că 3 ore nu o să mă ating de nimic de social media, nici să verific Instagram-ul, nici să mai iau un clip, nimic. În cazul în care nu pot să citesc timp de 3 ore constant, ori desenez, ori petrec timpul cu prietenul meu, ori mă uit pe geam, dar orice să nu pun mâna pe telefon. Bine, o să-l folosesc un pic, pentru că o să vreau să filmez câteva cadre când citesc sau să fie așa drăguți, dar în rest, nu punem mâna pe telefon. Așa că eu zic să mergem să mâncăm, să ne facem după aceea o cafea și apoi să citim. Hei, este 8 dimineața și tocmai ce m-am trezit,
m-am pregătit, m-am spălat, sunt cât de cât fresh și am zis să fac un mic update. Recunosc că a fost o mică, mare greșeală ideea aceea cu 3 ore. Așa cum am menționat că eu am chestia aia cu să citesc până termin un capitol sau să citesc până ajung la pagina 100. Așa am și chestia că eu nu pot să citesc dacă n-am muzică. Dacă n-am muzică pe fundal sau ASMR rooms, simt că lipsește ceva. În momentul în care nu am avut acces la YouTube, am realizat că, oh, ceva lipsește, ceva nu e ok în rutina mea. Mă gândisem să folosesc YouTube-ul doar pentru muzică, dar știu că ar fi fost o capcană, că mereu cumva în timp ce ascult muzică văd o notificare și am zis hai să intru să văd, hai să vedem, deci mi-am dat seama că nu o să mă ajute. Cu cartea lui de Stepă sunt la pagina 213. Așa cum am menționat în ultimul update, Harry o întâlnește Maria, care se dovedește a fi iubita lui, bine, love interest-ul, dar are o relație cu ea, încep să aibă și o relație mai intimă și eram ok. Dar am uitat să menționez pe Hermina. La cum o descrie și la cum o portretizează, eu am impresia că Harry o vede pe Hermina drept înger păzitor, deși știu că nu este așa, pentru că aparent, din câte am înțeles, e posibil să fie o halucinație din cauza drogurilor, I don't know. Hermina îi oferă tot ce el credea că n-o să mai aibă vreodată. Fericire, motivație de a trăi, speranță, bucurie. Și asta mă aduce în punctul în care am ajuns să am două teorii. Prima teorie este că totul este o halucinație, tot ceea ce se întâmplă, toate interacțiunile pe care Harry le are, cred că le are tot cu el, pur și simplu este o imaginație pe care mintea lui a creat-o pentru a-i da o liniște sufletească. Și a doua teorie este aceea că Harry se află în purgatoriu. Nu știu de unde a venit ideea asta, teoria asta. Într-un fel mă simt prost, că am impresia că majoritatea când au citit lupul de stepă s-au prins de ceea ce se întâmplă și au înțeles direcția și toate micile indicii și eu sunt aici în ceață și cer să-mi dau seama, ok, totul este o iluzie, totul se petrece în mintea lui, totul este, I don't know. Deci am impresia că eu sunt aici și plotul cărții așa vine pe lângă mine și eu sunt, ai, m-ai uitat și pe mine, eu ce fac aici, nu știu. Dar îmi place chiar super mult, deși, din nou, problema cu capitolele. Vreau să vă mai arăt ceva înainte să terminăm cartea Lupul de Stepă. O chestie care mă cântă super tare și este biblioteca! După cum bine vedeți, mi-am luat bibliotecă. Este superbă, este tot ce mi-am dorit. Bine, treaba este că în momentul în care am mers în Galați weekendul trecut, prietenul meu s-a dus să-mi cumpere biblioteca asta superbă și au venit niște prieteni să-l ajute să o construiască și să pună cărțile. Este minunată! I love it! Ideea este că sunt super încântată și cel mai probabil am să fac un clip unde o rearanjez, un bookshelf tour să vă arăt ce cărți am și în București, am arătat pe story ce am în Galați și am și un clip. Un fel de bookshelf tour cu cărțile din Galați. Da, asta a fost toată știrea, asta vreau să vă arăt. Nu mai vreau ceva. Înapoi la citit. Am un background nou și nu mi-este frică să-l folosesc. Oficial am terminat Lupul de Stepă de Hermann Hesse, din nou sper că pronunț bine, și nu știu cum să o notez. Ceea ce încerc eu să zic, dar nu prea mi iese, este faptul că, spre exemplu, eu am citit o grămadă de cărți fantasy și mi este mult mai ușor să notez o carte. Știu la ce să mă aștept, știu ce tip de poveste îmi place, știu ce puncte ar trebui să le bifeze cartea respectivă ca să primească de la mine o notă mare. Doar că Lupul de Stepă este prima carte de acest gen și nu aș avea cu ce să o compar sau nici nu aveam o idee despre ce o să fie vorba în carte ca să
zic că aveam anumite așteptări și nu le-a atins, pentru că știți că am intrat în poveste fără să știu nimic. Dacă ar fi să notez experiența mea cu ea, i-aș oferi 4 stele, deoarece a fost foarte mișto sentimentul de necunoaștere, faptul că eram puțin așa confuză și nu știam ce se întâmplă, faptul că a trebuit să deduc anumite chestii, că mi-am făcut anumite teorii. Până la urmă, eu chiar cred că este o combinație între cele două teorii ale mele. Ok, tot este în capul lui și a fost o iluzie tot ce s-a întâmplat, sau asta cred eu, că totul a fost o iluzie și el pur și simplu a trăit anumite chestii prin prisma personalităților lui. Din nou, nu știu dacă are sens ce zic. Eu chiar cred că toate personajele cu care a interacționat sunt el, doar că într-o altă formă. E posibil să mă înșel, din nou, e posibil să fiu pe lângă subiect, dar asta este ceea ce am perceput eu în timp ce am citit povestea. Până și sfârșitul m-a dus cu gândul că el chiar se afla în purgatoriu sau reîncarnare, deoarece chiar spune: într-o bună zi voi juca mai bine acest joc cu figuri, într-o bună zi voi învăța să râd. Și m-a dus cu gândul la reîncarnare, adică ok, e pe moarte și acum o să reînvie și o să ia de la capăt și o să fie mai bine, tot o să fie mai bine. Știu că i-am dat Ruxandrei un mesaj în care am întrebat-o despre o chestie și mi-a dat un manual. Pare că cartea asta are un manual și nu l-am citit. Am zis că nu-l citesc până nu termin cartea, pentru că eram curioasă să văd în ce direcție se duce mintea mea, cum percep eu tot ceea ce se întâmplă în poveste. Nu pot să zic că am rezonat foarte mult cu personajul, deoarece el, spre exemplu, este într-un punct al vieții lui în care nu mai are speranță, iar eu încerc mereu să văd partea plină a paharului. Chiar zicea la un moment dat că el nu este o persoană matinală, că n-are idei bune și n-are motivație, și eu, din contră, dimineața sunt cea mai plină de energie și plină de idei și vreau să le fac pe toate. Înțeleg de ce i-a plăcut Ruxandrei. Da, scrisul este frumos. Chiar este frumos și îmi place cum a scris Kit. Kit că avea momente când mă pierdeam în idei, pentru că totul este cursiv, nu îți dă un moment de respiro. Am mai rămas cu câteva întrebări și o să citesc după ce termin acest clip, o să citesc manualul respectiv, pentru că nu-mi dau seama și într-un fel mă enervează că nu-mi dau seama de anumite chestii. Dar cred că să-i farme cu cărții, pur și simplu să vezi cum interpretezi tu povestea, să vezi dacă rezonezi cu experiența lui. Dar da, oficial am terminat Lupul de Stepă, am terminat acest clip. Mulțumesc, Ruxandra, pentru recomandare, mulțumesc că ai făcut această colaborare cu mine. Trebuie să mai facem una, deoarece nu o să te las în pace până nu o să citești The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Iar eu cred că tu o să-mi recomanzi The History. Știu că ai zis tu de o carte, The History, nu știu dacă are o continuare, dar era de Donna Tartt și știu, cel mai probabil știu că aceea o să fie următoarea carte pe care mi-o recomanzi. Acestea fiind zise, mulțumesc că v-ați uitat la clip, sper să aveți o zi, o seară, o săptămână minunată. Spor la citit și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Bye! Thank you.